Din primele date de la fața locului, autoturismul condus de un șofer de 31 de ani din Prahova pe drumul județean 102H din direcția Glodeanu-Siliștea către satul nou, ajuns în intersecția cu drumul județean 203, a intrat în coliziune cu un microbus care circula pe direcția Urziceni către Pogoanele și la volanul căruia era un conducător auto în vârstă de 32 de ani din Pogoanele. Din primele date, vinovat ar fi conducătorul autoturismului care nu ar fi acordat priori. În seara de 12 decembrie, în jurul orei 18, la ieșire din municipiul Buzău spre Brăila, s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri la fața locului, a rezultat că un autoturism condus de un șofer de 26 de ani din Luciu a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara sensului opus de mers. Șoferul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri continuă cercetările. Accidentul s-a soldat cu rănirea a 4 pasageri ai microbuzului cu vârste cuprinse între 34 și 66 de ani, toți din Pogoanele. Persoanele rănite au fost preluate de ambulanță și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În urma accidentului, traficul a fost dirijat pe drumul județean 203L timp de câteva zeci de minute. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările.